găsit, stimați telespectatori. Reluăm studiul nostru pe cartea Apocalipsa, recunoaștem un demers extrem de îndrăzneț, dar se impune să mergem și spre această zonă a Sfintelor Scripturi, deci reluăm acest studiu pornind de la capitolul 8, începând cu primul verset, un text pe care vom citi imediat, dar nu înainte de a prezenta invitatul special cu care dezbatem această parte a Scripturii, Bica Zaharia din Cluj-Napoca. Bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Totuși, înainte de a citi o întrebare să zic așa, care poate să-i intereseze pe telespectatori. Oare toți oamenii sunt interesați de aceste dezbateri pe Apocalipsa? nu sunt toți interesați, marea majoritate nu este interesată pentru că cei care răspunde marea majoritate nu fac această carte interesantă. Adică nu-i descoperă acele dedesubturi ale cărții pe care le-am numit adevărul lui Dumnezeu, un adevăr profetic, așa încât oamenii, biserica, să prindă drag și interes în citirea, în adâncirea, în înțelegerea acestei cărți și, prin urmare, răspundă Punzând cu atitudine adecvate acestui mesaj profetic. Dar nu are, oare noi vom reuși sau am reușit să facem interesant această carte? Este o problemă de credință din partea noastră, a celor ce facem această emisiune, și dacă ce spunem noi este adevărul lui Dumnezeu, sigur va triumfa. Dacă nu la toți, la o minoritate, cel puțin. Spunea Maria, Mama Domnului, la un moment dat, niciun cuvânt din partea Domnului nu este lipsit de putere și pe aceasta contăm Așa este. conform înțelegerii citim așadar și stimați-l dacă aveți Sfânta Carte cu dumneavoastră citiți, urmăriți și dumneavoastră Apocalipsa ultima carte a Bibliei, capitolul 8 <coughs> vom citi primele cinci versete pe care încercăm să le dezbatem în această emisiune Când a rupt mielul pe cetea șaptea s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Până aici citirea cuvântului Dumnezeu. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea. Peceți, trâmbițe, potire sau cupe ale mâniei. Deci această înlănțuire de simboluri tot fiecare de câte șapte. Acum, iese aici o anumită logică în desfășurarea evenimentelor pe care le găsim consemnate. În primul rând, taina aceasta, pentru că noi suntem în plină desfășurarea unei taine, a fost comunicată întâi conform cărții de către Dumnezeu, Fiului Său Iisus Hristos, acela care se duce și ia cartea sulul din mâna dreaptă a celui ce șade pe scaun de domnie și asta o găsim în capitolul 5, el ia cel din acest sul, îl desface, deschiderea acestui sul sau revelarea acestei taine are loc în al doilea rând pentru robii lui, conform cu Apocalips, capitolul 1, versetul 1, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, deci biserice sale, Apoi, biserica, la rândul ei, are datoria de a comunica aceste taine lumii în mijlocul căreia trăiește și își desfășoară munca. Duhovnicească, evident. Pentru că trompetele de care noi vorbim nu sunt altceva decât inițiative ale lui Dumnezeu realizate prin biserică de a comunica lumii aceste judecăți care vom vedea că au un întrăit sens. Deci prima dată pe ceț și apoi trâmbițe și apoi potire. Deci aceste șapte trompete, fiecare cu conținutul ei, pe care îl anunță evident, sunt ascunse în sulul acela. Așa cum la peceta întâi am văzut calul, la peceta a doua am văzut războaiele, la peceta a trei am văzut foamete, la peceta a patra, foamete, războaie și așa mai departe, pe urmă am văzut martirii, pe urmă am văzut la peceta a șasea momentul în care împărații pământului se adună și cer să cadă munții peste ei și s-au ascuns în peștere pământul de mânia mielului, la peceta a șaptea, ultima de altfel, ni se arată că în sul erau și aceste judecăți prinse care urmau a fi, și vom vedea, comunicate lumii. Cu aceste judecăți, comunicate lumii, așa cum se spune în capitolul 10, zice în versetul 5, și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, și adică mâna dreaptă spre cer, și asta nu e un lucru mic, și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbabă, ci că în, îngerul în, care, îngerul, ci că în zilele în care îngerul a șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de ele robilor săi proce. Deci taina aceasta va fi cunoscută plenar atunci când îngerul a șaptelea va suna din trompetă. Și taina aceasta cuprinsă în sulul acesta, și asta este foarte important, taina aceasta a fost vestită și prorocilor de-a lungul istoriei mântuirii. Apocalipsa doar adună, ca să spunem așa, aceste adevăruri spuse de-a lungul istoriei în acest mănunchi care este cartea pe care o avem în față. Deci, întâi lui Hristos, apoi Hristos comunică bisericii și apoi biserica comunică taina aceasta din capitolul 6, 7, 8, 9, 10, vom vedea noi, o comunică lumii. Observăm în Isaia 42, când este prezentat profetic robul Domnului, Mesia, iată robul meu pe care sprijinesc alesul meu în care își găsește plăcerea sufletului sufletul meu. am pus duhul meu peste el el va vesti neamurilor judecata observăm foarte ciudat că în mandatul principal al Domnului Isus Hristos judecata are un, un loc extrem de important dar și Apostolul Pavel când stă de vorbă cu demnitarul România, a vorbit acestea despre neprihănire, despre învierea morții și judecata viitoare ce de data aceasta îngrozit a spus de data aceasta te voi asculta altă dată, de data aceasta nu. asupra acestor te, te voi asculta altă dată pentru că era îngrozit de modul cum Sfântul Apostol Pavel i-a vorbit despre judecata lui Dumnezeu. Deși în vestirea aceasta a judecății lui Dumnezeu împotriva păcatului, nu lipsește capitolul 7 în Apocalipsa vorbesc când practic Primele șase ceți aduc istoria omenirii, să spunem așa, în perspectiva descoperirii mâniei lui Dumnezeu, dar în capitolul 7 se arată că Isus Hristos a preluat judecata. Deci, a vesti oamenilor judecata nu semnează doar judecata individuală sau a națiunilor sau a lumii întregi, ci judecata păcatelor umanității în Isus Hristos. Și aceasta este tot judecata. Da. Bun, să revenim la uh, versetele pe care le-am citit. Ce reprezintă cele șapte sunări de trâmbiță? Nu cred că sunt șapte, și nici șase, și nici opt. Este taina lui Dumnezeu deplină. plină. Dincolo de care nu mai este altceva. Taina lui Dumnezeu de plină. Ok. Uh, are o semnificație tăcerea, să începem verset cu verset textul nostru, când a rupt mielul pe cetea șaptea, a s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Am putea să-i spunem tăcerea dinaintea furtunii, dar ce mai poate să reprezinte această tăcere? Și de câte ori găsim în Sfânta Carte și mai ales în Apocalipsa, ne rezumăm la Apocalipsa că s-a făcut tăcere în ceruri. Și eu m-am întrebat ca și simplu credincios membru într-o biserică, când citesc acest cuvânt, versetul 1, ce înțeleg, ce îmi spune, ce trebuie să fac după ce am citit acest cuvânt? Sigur că nu pot să înțeleg ceva dacă nu am în vedere toată Sfânta Scriptură. Așa cum spuneam, Cartea Apocalipsa nu este altceva decât o sumă de fragmente adunate din toate celelalte profeții ale Sfântelor Scripturii s-a făcut tăcere aproape o jumătate de ceas. Vreau să citesc pentru asta, și asta mă ajută să înțeleg și sunt sigur de ceea ce am înțeles, de exemplu, în psalmul 76 găsesc următoarele cuvinte. Citez la versetul 5. Despăiați au fost vitezi aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi. E referire la asediu asupra Ierusalim, asupra Ezechia de, de către Sanherib și Dumnezeu intervine atunci și toată oștirea de seara până dimineața este decimată de boală, mor toți n-au putut să se apere toți acei oameni vitești. la mustarea ta Dumnezeului Iacov au dormit și călăresc și cai, a fost un eveniment oarecum unic în istoria lui Israel. cât de înfricoșat ești tu cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia ai rostit hotărârea de la înălțimea celor pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociți de pe pământ. Adică în fața acelei minuni extraordinare de care a luat act, mă rog, toată populația Cananului, pământul în fața acelei minuni, în fața acestui Dumnezeu, pământul s-a îngrozit și a tăcut, a rămas fără cuvânt. Atât de măreț, atât de înfricoșător, atât de puternic, să dovedim Dumnezeu. Perplexitate. În, exact, perplexitate în momentul acela. Sau, dacă ar fi să mai citesc din Habacuc, capitolul 3, aici este vorba în capitolul, de exemplu, în capitolul 1 sau în capitolul 2, este vorba de invazia haldeilor asupra poporului lui Dumnezeu sau în țara Sfântă, după ce are acest șir de vedenii, după ce el anunță toate acestea, zice, când am auzit în versetul 2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețeșteți ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă cunoscut între cei anilor. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Și evident putem presupune că prorocul de groază a tăcut. Cred că tăcerea aceasta de jumătate de ceas în cer îmi sugerează mie grozăvia judecăților care aveau să vină peste lume și care este subliniată prin această tăcere sau uimire sau perplexitate a ființelor cerești. Putem să adăugăm chiar și durere? Și jale și durere, pentru că toate aceste judecăți aveau să se reverse asupra creației lui Dumnezeu. Creației lui Dumnezeu. Avem aici această tăcere spusă, așa cum avem una presupusă în, în capitolul 5. În capitolul 5 este cinci, implicit, da. adică explicit da. arătat Când nu se găsea nimeni, s-a făcut o tăcere așteptări. Și nu se scuie, Exact, tăcere așteptării, până când mielul a fost anunțat că e singurul vrednic să ia sulul și să-i rupă pe ce Iar aici găsim tăcerea durerii, oarecum similară cu în capitolul 15, înainte de declanșarea. Este peceților. și în 5, tot o tăcere a durerii, da? pentru că eu am plânge. Eu am plânge că nu se găsește nimeni da. să ia sulul și să-i deci, rupă pe Deci, oarecum pecețile. aceste tăceri ne descoperă inima lui Dumnezeu. Exact. Exact care nu cu plăcere pedepsește pe fiii oamenilor. Iar, ziceam, în 15, pe tot parcursul declanșării peceților, potirelor, acupelor, rezultă că cerul tace, sigur, din perspectiva receptării de către Ioan unor mesaje, nu din alt punct de vedere. Deci, pentru mine, este foarte important ca și credincioși să înțeleg sensul acestei tăceri. Pentru ca să iau act de aceste judecăți la dimensiune pe care Dumnezeu le-o dă, și să acționez în consecință. Și să nu uităm, stimați spectator, că cineva a spus, un gânditor anticreștin, pentru ca omul să audă glasul lui Dumnezeu, trebuie ca în sufletul lui să se facă tăcere. De multe ori, pentru că nu avem timp să ne oprim din alergarea noastră, din Vehicularea a multitudinii de gânduri și să ne îndreptăm, ne îndreptăm spre Dumnezeu. Dumnezeu nu are timp să ne vorbească. Uneori ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, dar nu așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Nu facem tăcerea în vederea așteptării și a soluționării doleanțelor noastre. Să mergem mai departe cu versetele următoare, să vedem ce e cu acest serviciu liturgic în ceruri. Cineva a spus că această tăcere mai poate fi asimilată și cu tăcerea din timpul slujbei din templu, când atunci când se făcea tămâierea, practic înceta cântecul, încetau alte manifestări, poporul în taină se ruga, Până când se sfârșea tămâierea. Deci... Da, dar nu văd cum, cum mă responsabilizează pe mine ca și cititor astăzi. Este o curiozitate, este ceva interesant, dar cum mă responsabilizează, cum mă afectează aspectul acesta? Pe când, dacă îl judec, așa cum ți-am spus acum, să știi că mă afectează. Trebuie să iau în serios aceste judecăți. Nu-i de glumit cu el dacă cerul întreg este îngrozit în fața ceea ce urmează și tace. Corect. Mergem mai departe. Ai vorbit de un serviciu liturgic în cer. Sigur că în textul care îl avem în atenție, să zicem de la versetul 3 până la versetul 4, inclusiv versetul 5, este așa cum bine știm și e bine să știe și telespectatorii noștri că aici avem un ecou a unui serviciu liturgic pe pământ, care avea loc în cort mai devreme și în Templu de la Ierusalim mai târziu. Aș să citesc. Și din... în adevăratul Templu și mai târziu. Da. În biserică. Vreau să citesc din Exodul, din capitolul 30, unde Moise nota următoarele cuvinte. Zice așa, versetul 6. Să așez altarul în fața altarului de aur, în fața perdelei din Lăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului, ispășirii care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Foarte important. Aron va arde pe el, deci marele Aron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candel de nu orice tămâie, o tămâie preparată special în vederea aderiei în actul închinării. Varde va și seara când va așeza candelele, astfel se va arde necorma din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. E, aici are loc un serviciu, așa cum ai spus, religios sau liturgic, în care apare un înger. Putem fi convinși că acest înger nu este un înger pur și simplu unul din miliardele de îngeri sau milioane de îngeri care sunt în cer și care sunt puși în slujba celor ce vor moșteni mântuirea, cum spune scriptura, ci este vorba de persoana Mântuitorului Hristos în postura de mare preot și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu în favoarea bisericii sale. Cu atât mai mult cu, cât în Zaharia 9 și 10, între cei șapte sol, șapte oameni sunt prezentați, dar de fapt în, în Ezechiel de multe ori oamenii sunt de fapt îngeri. Unul dintre ei era cel cu călimarea la brâu și era identificat ca Mesia Hristosul. Deci există o reluarea aceleași idei. Pentru că am sărit noi peste versetul 2, am văzut pe cei șapte îngeri. Deci tăcerea este înaintea apariției acestor șapte îngeri, tu vei Asta zice este. că nu neapărat șapte, mă rog, așa, care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Deci tăcerea era înaintea uh, intrării în activitate acestor șapte îngeri, care însă nu intră efectiv în exercițiu până când nu apare acest al optulea înger, care de fapt este îngerul Domnului, care este îl simbolizează pe Iisus Hristos. Categor Mântuitor, categorie mântuitorul Iisus Hristos pentru că el este mijlocitorul între, între biserica sa și Dumnezeu Tatăl. Acum aici aș vrea să fac observație vis-a-vis -vis de serviciu din cor sau serviciu din templu mai târziu a cărui îl găsim aici. La ce mă refer? Marele preot intra și ardea pe altarul de aur seara și dimineața această tămâie bine mirositoare. Dar în același timp evreii, fiecare acolo unde se găsea, înălța rugăciuni către Dumnezeu. Fiind un popor de oameni credincioși, se închinau lui Dumnezeu, fiecare în coliba lui, în casa lui, pe câmp, în palat, regele și așa mai departe. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, sau așa cum sugerează cărțile Vechiului Testament, toate aceste rugăciuni sunt adunate în mod simbolic împreună cu ele. Ele nu sunt desăvârșite, nicio rugăciune nu este perfectă, poate doar rugăciunea Mântuitorului Hristos din timpul vieții sale pământești a fost o rugăciune perfectă. Ale noastre nu sunt, pentru că vorba lui Pavel nu știm cum să ne rugăm. Ei, toate aceste rugăciuni din Israelul de altă dată erau adunate în fiecare seară și în fiecare dimineață, se uneau cu parfumul acelei tămâi pentru a li se da, frumus, a li, a, a, li se da acestor rugăciuni frumusețe de sfârșit, parfumul necesar, și ele erau duse și puse. Dacă ar fi să mă folosesc o imagine mai puțin elegantă din Deuteronom 33, erau puse de Levitul acesta, Ron, sub nările lui Dumnezeu, așa încât el putea să miroasă un miros plăcut, cu alte cuvinte, rugăciunile acestea erau adunate în și bine primite înaintea lui Dumnezeu. Nu degeaba ne vrei, scrie punctul cel mai însemnat a celor sus este că aveți un mare preot. Da, de multe ori noi uităm uh, problema aceasta și importanța marelui preot, Asa. care face posibilă acceptarea rugăcinilor noastre. Da, da, limbajul acolo este dezbrăcat de orice simbolistică în epistola către Evrei. Însă, aici, acest adevăr pe care l-ai rostit din epistola către Evrei, capitolul 9, este înfățișat în, 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 într-o imagistică proprie Vechiului Testament. Adică, Mântuitorul Hristos primește aceste rugăciuni, le unește cu această tămâie mirositoare și le oferă lui Dumnezeu. Pentru mine ca și credincios, pentru mine ca și biserică, dacă ar fi să reprezint biserica, pentru mine aspectul acesta care noi îl avem în vedere și care oarecum va întrerupe, întrerupe curgerea textului, este extrem de important. Extrem de important. De ce? Pentru că îmi spune ceva cu privire la biserică în toată perioada aceasta în care urmează aceste sunări de trompete să fie, mă rog, oferite, dacă pot să spun așa, sfășurate. Adică eu îmi pun întrebarea, ce se întâmplă cu biserica? Ce face biserica? Care este relația ei cu Dumnezeu din moment ce aceste judecăți urmează să fie comunicate lumii? Ce se întâmplă cu această biserică? Cine biserică? sunt sfinții, scuze, da. care se roagă aici, a se spune, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Mi se pare foarte interesant. În versetul 3, în versetul 4, fumul de tămâie s-a ridicat din mâna Angelului Înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Cine Aba, sunt acești sfinți? Dacă în toată perioada aceasta pe care o are în vedere textul biblic. Mântuitorul prin sângele său răscumpără oameni din orice neam, limbă, seminție și norod. Acest popor de răscumpărați pe care am văzut în capitolul 7, începând cu versetul 9, este aici pe pământ. Mulțimea aceasta de răscumpărați, cum citeam noi în capitolul 7, stă înainte scaun de domnia lui Dumnezeu, evident, jos, aici și nu sus. Și îi slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șade pe scaun de Dumnezeu și vă întinde peste ei Lui. Îi slujesc Lui Dumnezeu. Cu ce îi slujesc Lui Dumnezeu? Această preoție, dacă e să mă folosesc de imaginea din Petru. Vă dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii. Rugăciunile acestui popor al Lui Dumnezeu, prezent, acestor sfinți prezenți aici în lume, Iată, se înalță spre Dumnezeu, Hristos ia aceste rugăciunile, desăvârșește și le prezintă Tatălui Ceresc. Întreruperea aceasta pentru mine este foarte necesară. Ce necesară. rol avea rugăciunile acestea ale? Unii spun doar a creștinilor vechi testamentali dacă. Mă rog... Dar au, au murit, cum se roagă ea, frate? Deci, care s-au rugat în cursul vremurilor. Citai din Vechiul Testament că acele rugăciuni trebuiau să, să fie aduse în da, tot da, timpul. Da, da, Hristos nu este mare preot înainte de întruparea sa și înălțarea sa la cer. nu spune scriptura. da, Scriptura. Așa, ci este o făgăduință dată lui. Tu ești preot în viață după rândul lui Melchisedec. Deci, el n-a fost preot înainte de întrupare? Și atunci nu pot fi rugăciunile Sfinților din Vechiul Testament. O, le apare aici în postura de preot investiție sau investitură pe care el a primit-o după înălțarea la cer. Bun. Noi știm că în Vechiul Testament credincioși au fost acceptați în baza unei jerfe viitoare a Domnului Isus. Exact. Nu sângele țapilor și exact. cenușa unei baci, exact. Inclusiv rugăciunile lor au fost acceptate tot în baza unei mijlociri viitoare a Domnului Isus. Deci prin această prismă s-au adunat rugăciunile tuturor din cioșilor, din toate vremurile. Deci nu nu e de problemă în asta. Dacă la acele rugăciuni se unește rugăciunea Bisericii de astăzi, dar pentru mine este foarte important această întrerupere. Înainte de această avalanșă a judecăților divine, vreau să știu care este statutul poporului Dumnezeu pe pământ în această perioadă, popor despre care am vorbit în capitolul 7. Fie că am vorbit despre o, o minoritate din Israel, fie că am vorbit de o majoritate recoltată dintre neamuri prin sânge, prin jertfa Mântuitorului. Hristos. Și ce rol uh, vis a -vis de ce urma să se întâmple? Uh, au, au avut aceste rugăciuni și au aceste rugăciuni. Acum, înainte ca să răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o, uitându-mă eu la acest personaj central, să spunem, în Apocalipsa, adică Mântuitorul Hristos, <coughs> aș vrea să enumera și câteva lucrări pe care cartea Apocalipsa ne arată că le-a făcut el în favoarea celor credincioși. În favoarea celor credincioși, iacă în cartea Apocalipsa, prima lucrare este, să spunem așa, ruperea celor șapte peceți de pe sulul acela de mâna dreaptă, pentru ca taina aceasta să fie făcută de cunoscut bisericii. După aceea, dacă, și asta e punctul meu de vedere în capitolul 6, el pornește, am aici călărețul care a încălecat calul alb cu cunună și cu arc, el pornește biruitor ca să biruiască. Adică să cucerească dintre neamuri, dintre națiuni, dintre popoare, toate acele suflete alese și care fac parte din mulțimea aceasta din capitolul 7. Și aici, în textul nostru, îl văd pe Mântuitorul Hristos, mijlocitor, înaintea lui Dumnezeu, între poporul răscumpărat sau cei răscumpărați și Dumnezeu Tatăl. Cel puțin trei lucrări în favoarea Bisericii Lui o primă lucrare taină este dezvăluită, a doua lucrare jerfa este făcută efectivă și în al treilea rând statutul de mare preot în favoarea mea, înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile astea trebuie să le spunem. Pentru că așa cum ai spus lucrul cel mai însemnat, zice apostolul în Evrei 8, punctul cel mai însemnat a celor spuse până 8, aici 8, este, sau 9. 8, 8, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaun de domneal mării din ceruri. O lucru acesta este foarte importantă. El îmi oferă taina lui Dumnezeu, El este cel uh, datorită căruia eu astăzi sunt credincios. A murit pentru mine și m-a cucerit pentru El, așa, și în al treilea rând are statutul de mijlocitor. Tot în favoarea mea. Și, și pune acum asta venim la, la întrebarea da. care am pus-o, rostul rugăciunilor în contextul descoperirii mesajelor. Vom vedea dacă sunt doar mesaje sau chiar evenimente declanșate prin cele șapte trâmbițe. Acum, dacă mă uit în Noul Testament și analizez specificul sau structura rugăciunilor pe care fie apostolile înalte fie biserica, să spunem, faptele apostolilor, după ce apostolii sunt eliberați, le înalță lui Dumnezeu. Există o multitudine de cereri în aceste rugăciuni. Rugăciuni, așa cum citam noi din Timotei capitolul 2, faceți rugăciuni cele mijlociri pentru toți oamenii. Deci pot fi rugăciuni de mijlocire, pentru că Dumnezeu nu dorește moartea nimănui, se spune acum, este un sigur Dumnezeu și un sigur mijlocitor să care, așa și mai departe. Deci Dumnezeu dorește mântuirea oamenilor și noi ne rugăm pentru asta. După aceea, sunt rugăciuni în care cerem putere de la Dumnezeu pentru ca să putem vesti Evanghelia în mijlocul acestei lumi. Dă putere robilor tăi să vestească fapte 4. exact fapte capitolul 4 să vestească Evanghelia cu îndrăzneală și să se facă semne și minuni în numele robului tău Isus. Sunt rugăciuni în care oamenii cer să se exprime dreptatea lui Dumnezeu într-o lume profund nedreaptă. De exemplu, Ștefan când moare zice Domnul să vadă nu, nu, sau? nu, Ștefan. Zaharia, de exemplu, da, da. profetul Zaharia, când a fost ucis de împăratul Ioas, zice, Domnul să vadă și să judece. Sau în rugăciune tatăl nostru, vină sau vie împărăția ta. Sau deci... ne rugăm să vie sau, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Hristos a murit pentru noi, pentru faptul că taina aceasta ne-a fost dezvăluită nouă. Deci există și rugăciunea. Ei, tot acest evantai, toată această palete de rugăciuni sunt aduse înaintea lui Dumnezeu și în cu această mireasmă de preț, cu această tămâie și se spune foarte semnificativ în versetul 4 fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului, deci rugăciunea au fost primite înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Foarte important versetul 4, adică sunt asigurat eu că mijlocirea lui Isus este o mijlocire cu efect. Deci pot să fiu sigur că rugăciunile mele au fost aduse înaintea lui Dumnezeu pe baza acestui text. Aș vrea să fac aici. Interesant este că în tot acest tablou și când spun asta nu mă refer strict doar la textul pe care noi l-am citit și ci la toată cartea Apocalipsa, nu apare niciun sfânt din câți au trăit pe pământ o viață pilduitoare și plăcută lui Dumnezeu în postura de mijlocitori. Nici măcar un înger, ci numai Hristos. Și lucrul acesta trebuie să-l spunem și să-l subliniem. Pentru că avem un temei solid în Biblie. Cel puțin în Cartea Apocalipsa. Aici apare un, o singură persoană. În mod Hristos. explicit, dar în mod implicit, rugăciunea implică și mijlocirea, deci nu și acelor, în, și în Apocalipsa nu, 5. Nu a celor plecați din lumea asta, ei nu mijlocesc pentru nimeni. Hristos singur este cel ce pune tămâia aceasta sub nările Tatălui. Iar mă folosesc de traducerea Cornilescu de 33. Și lucrul acesta trebuie fi uh, Înțeleg că după moarte nu mai concepem, nu înțelegem cel puțin noi că omul mai poate să facă o rugăciune favoarea celor vii, dar rugăciunile celor care au fost în viață nu au trecut în inexistență, ci ele rămân înaintea lui Dumnezeu, așa cum am amintit deja. Bun, avem versetul 5 care prezintă un moment care după unii însemnează curmarea tăcerii din cer pe timpul tămâierii. Îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar, l-a aruncat pe pământ și s-au strănit unite glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Deci acea tăcere e întreruptă prin această declanșare, știu eu, de, de, de evenimente și stări de lucruri la inițiativa Îngerului cu Cădelnița. Să facem și o paralelă cu Zaharia 9 și 10, analizând Ezechiel. în Ezechiel, da. Scuze, Ezechiel 9 și 10. Deci, pentru mine este foarte importantă istoria aceasta pe care o trăiește biserica în mijlocul acestei istorii pe care o trăiește lumea și care este Fundamental diferită. Cerul este deschis Bisericii, Dumnezeu este binevoitor Bisericii, rugăciunile Bisericii sunt primite de Mijlocitorul Hristos, ele sunt duse înaintea Tatălui și sunt ascultate, așa cum citesc aici, și pentru mine, într-o lume ca și lumea în care trăiesc, lucrul acesta este foarte important. Acum, apare aici un moment. Și momentul este subliniat, așa cum ai spus, în versetul 5. Automat, versetul 5 ne duce la imagini, la vedenile pe care le-a avut profetul Ezechiel în capitolul 9 și în capitolul 10. În capitolul 9, știi, nu știu, e cazul să mai citim din capitolul 9. Se poate, se poate citi. Da, ne putem, cel puțin versetele cele Avem mai, de oră mai, și... mai, mai reprezentative, da. Acolo Dumnezeu îi trimite o vedenie profetului Ezechiel, un grup de bărbați, unul este îmbrăcat în haine albe, cu o călimară la brâu și care are menirea din partea lui Dumnezeu, misiunea, să pună o ștampilă pe fruntea celor care suspină și gem, iar cel din pricea fără de leguri, care se facă în iar celorlalți bărbați care veneau după cel cu călimara, Dumnezeu le-a dat misiunea să lovească fără cruțare pe toți acei care nu vor avea pe frunte semnul făcut de acest înger cu călimara. Zis și făcut. Îngerul acela pune semnul pe, pe fruntea celor care suspină și gem, și apoi, după ce face asta, se spune în versetul 11, și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in, capitolul 9, versetul 11, și care avea călimar la brâu, a adus următor răspuns. Am făcut ce mi-ai poruncit. Deci am făcut un semn pe fruntea tuturor celor care suspină și gem din pricina urăciunilor care se petrec în cetate. Ei, ce urmează acum? Acum urmează să se declanșeze mânia lui Dumnezeu peste cetate, e vorba de robia babiloniană, de al treilea val al invaziei babiloniane care duce la nimicirea templului și la deportarea unei părți semnificative din populație. Zice în 10 așa, m-am uitat și că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir, deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Și Domnul a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, vârăte între roatele de sub heruvim, umpleți mâinile cu cărbune aprinși care sunt între heruvim și împrăște peste cetate. Și el s-a vărât între roate sub ochii mei. Deci dacă în prima parte a vedenii am un grup de bărbați care vin cu sabia și lovesc în cei ce nu sunt pecetuiți, în partea a doua vedeniei, am mânia lui Dumnezeu arătată altfel, nu sub chipul săbiei sau unor oameni care poartă săbie. Se schimbă accentul pe Exact, și pur și simplu, da, invazia aceasta nu este invazie pur umană, ci invazia aceasta este expresia mâniei lui Dumnezeu zugrăvită aici, sub chipul acesta. Își vă acolo acolo în cuptorul acela cu cărbuni și îl aruncă peste cetate, declanșând un mare incendiu sau un foc, să spunem, care a cuprins întreaga țară. Să revenim puțin la nouă și să vedem da. ceva care nu ne place, versetul 5. Celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă da. și să nu vă îndurați. Și se arată ce categorii de oameni, practic fără excepție, să ucidă, să pedepsească pe când ucideau ei astfel, deci pe când se declanșa judecata lui Dumnezeu, eu stam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat, a, ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a rămas din Israel, vărsându-ți asupra Ierusalimului? Și răspunsul lui Dumnezeu este extraordinar. Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare. Țara este plină de omoruri, cetatea este plină de, de nedreptate. Deci, aceste sancțiuni asupra cetății Ierusalimului, odinioară și asupra lumii întregi de acum au de a face cu nelegiuirea lumii și cred că ar trebui să ne referim în perspectiva iminenței judecății la starea de lucru din lumea noastră care justifică și, și, și obligă intervenția lui Dumnezeu. Dar vreau să observație aici în capitolul 9 în timp ce Dumnezeu iarate arată profetului în viziune ce avea să se întâmple și din ce cauză avea să se întâmple prorocul și sunt convins că nu numai el, ci toți acei care au primit semnul pe frunte și care suspinau și gemeau, prorocul a sărit între Dumnezeu și cei condamnați rugându-l să arate îndurare, milă și să nu nimicească de tot. Ceea ce Dumnezeu a și făcut, și atunci mă întorc la textul nostru din Apocalipsa cu care are legătură, unde văd o biserică care se interpune între Dumnezeu care anunță niște judecăți și lumea peste care se vor revărsa Deci acesta aceste este judecăți. sensul intercalării acestor rugăciuni înainte de declanșarea mâniei. A și acesta este sensul. Și acesta este sensul. Pentru că trebuie să recunoaștem aici că au fost sfinți care sau au rugat lui Dumnezeu și au cerut răzbunarea lui peste persecutori. Mă gândesc la cartea celebrului Lactanțiu, care a fost profesorul Constantin cel Mare, a la curtea al Constantin cel Mare, care a scris o carte foarte frumoasă, tradusă și în limba română, despre moartea persecutorilor în care îl arată că toți împărați romani care au persecutat cu strășnicie și cu cruzime pe creștini au sfârșit într-un mod lamentabil. Dumnezeu s-a răzbunat asupra acestor demnitari care au masacrat cu seama volnicie poporului Dumnezeu. Și nu numai asupra lor, ci asupra, și asupra altora din istorie. Cu alte cuvinte, putem să socotim că în aceste rugăciuni a existat sau și felia aceasta, și partea aceasta, Așa că judecățile care sunt anunțate aici, prin trompete, vin să împlinească parțial, parțial și aceste cereri pe care Sfinții le-au dus înaintea lui Dumnezeu. Cum vedem desfășurarea mâniei lui Dumnezeu în contextul păcatului omenirii? Deci zisesem că Perspectiva judecății ar trebui să ne trezească la o conduită care să nu implice și să nu l-oblige pe Dumnezeu să vină cu judecata asupra noastră. Haideți să vorbim aplicativ, mai avem 10 minute. Este cert că Biblia arată pământul cu tot ce este pe el va arde, este cert că judecata vine, poeții noștri spuneau, există o dreptate și ea trebuie să vină și așa mai departe. Ce, dacă nu intrăm în următoarele, de fapt în desfășurarea acestor trâmbițe, să facem o încheiere vizând posibilitatea de a scăpa de judecata mâniei judecata pentru condamnare, că va fi o judecată pentru o evaluare, pentru răsplătire. Cum poate un om care e conștient de vinovăția lui sau poate chiar este inconștient de vinovăția lui să se pună în îndeală cu Dumnezeu vis-a-vis -vis de a fugi de mânia viitoare. Să nu uităm că Ioan Botezătorul le-a spus unor oameni de ce cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare. Este o mânie viitoare certă. Cum putem să fugim în sensul uh, bun al cuvântului? Cum putem să scăpăm? Pu cum putem să ne punem la dăpost de această judecată de pedepsire? Acum, mm, nu știu dacă întrebarea aceasta și are locul aici sau în partea într-o altă emisiune, nu știu, dar stau și mă gândesc că dacă am în vedere versetul 2 în care văd un cer îngrozit sau perplex, cum spuneai tu, uh, în fața acestui spectacol a judecății lui Dumnezeu, m-aș mi -aș pune întrebarea cum reacționează biserica în fața acestui, în fața acestei treceri. În primul rând, și în biserica fața... și apoi lumea întreagă. Așa. Cum reacționează biserica? În primul rând, mă uit aici în ceea ce am, am, am citit în versetul 3 și am discutat în versetul 3 și în versetul 4, uh, Rugăciunile Bisericii sau atitudinea Bisericii din punctul acesta de vedere, la nivel de rugăciune numai, sunt un mod de a arăta că a fost Biserica afectată de acest anunț din partea lui Dumnezeu cu privire la judecății care au să vină peste lume. Biserica este aceea care își întățește rugăciunile și învață să se roage cu scop precis. În cazul nostru, și vom vedea noi dacă vom mai face o emisiune pe restul capitolului. Vom vedea că modul cum aceste judecăți sunt anunțate că au să vină este determinat de rugăciunile bisericii sau de atitudinea bisericii în fața lui Dumnezeu, pe de o parte, și în fața lumii, pe de altă parte. Să presupunem că ne urmăresc și persoane care nu fac parte din Biserica Via lui Hristos. Nu sunt încă. Mântuiți n-au conștiența apartenenței la Hristos, nu l-au pe Iisus Hristos ca Domn. Ce trebuie să facă aceștia sau cum trebuie să privească aceștia perspectiva judecății vis-a-vis -vis de starea de nerezolvare, a inadecvării la Sfințenia Lui Dumnezeu, de starea de păcătoșenie. Vorbeam noi adinea ori despre Mântuitorul Hristos care este un personaj central în această carte că el este cel care a venit să descopere planul lui Dumnezeu bisericii sale, planul acesta trebuie cunoscut de către cei ce vor să fie mântuiți, pentru că nu este mântuire fără cunoașterea acestui plan. Pe de-o parte, mântuitorul Hristos, prin jertfa sa, răscumpără oameni din orice neam, limbă, semințe și norot, citam noi din capitolul 5, și asta prin sângele său și prin jerfa din calvar, jerfă prin care noi suntem iertați și spălați de păcatele noastre prin credința în Dumnezeu și credința în Mântuitorul Hristos, mielul care ridică păcatul lumii. Apoi învățăm din Apocalipsa că El este Cel care se interpune între noi și Dumnezeu pentru perioada aceasta de timp până când El se va întoarce a doua oară și la care trebuie să ne ducem cu toate problemele noastre, pentru că El este singurul care poate desăvârși rugăciunile noastre după ce ne-am întors la Dumnezeu, așa încât rugăciunile noastre să fie primite înaintea lui Dumnezeu. Deci am spălarea de păcat prin sânge lui sau actul răscumpărător, am dezvăluirea planului lui Dumnezeu cu privire la umanitate și aici apar judecățile despre care noi am vorbit oarecum va anticipând și după aceea am serviciului de mijlocitor și de permanent de menținerea a păcii între mine care am fost împăcat și Dumnezeu cu care am fost împăcat. Deci cred că dacă cineva, așa cum ai spus, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să vină la acest Hristos, singurul răscumpărător, să ia act prin Sfintele Scripturi de planul lui Dumnezeu cu privire la el și la umanitate, să se așeze acolo unde este locul ca închinător, Hristos mijlocind pentru el înaintea lui Dumnezeu. Unde să se refugieze un astfel de om de mânia lui Dumnezeu? Un astfel de om nu se poate refugia în altă parte de mânia lui Dumnezeu decât în Hristos, așa cum spune în brațele, apostolul, lui în brațele lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel, și să aștept, așteptați din ceruri pe Hristos, care ne izbăvește de mânia viitoare, în Hristos, adică în poporul lui Dumnezeu, dacă vorbim de un popor al lui Dumnezeu. Acolo este locul lui. Vestirea judecății este legitimă, este necesară. Chiar dacă în cele din urmă întoarcerea omului la Dumnezeu nu trebuie să fie <coughs> dictată, să spun așa, de frica de iad sau de pedeapsă eternă, ci de dragostea pentru cel care ne-a salvat. Zice Apostolul Pavel tot în Tesalonicen că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie și cred că de aceea aceste judecăți sunt făcute de cunoscut, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. De aici jerfa, de aici dezvăluirea planului său și de aici Hristos, statutul lui Hristos de mare preot între cel ce crede și Dumnezeu în care crede. John Bunnie, în autorul cărții Călătoria creștinului sau întâmplările pelerinului în călătoria sa, declară că s-a întors la Dumnezeu auzind și tagma fugi de mânia viitoare. Iată că un om responsabil care este conștient că Dumnezeu există, că Dumnezeu este drept și sfânt, nu va mai glumi cu păcatul, această rușine a popoarelor, și va lua păcatul în serios, cu atât mai mult cu cât chiar dacă unii apreciază că e prea aspru Dumnezeu acceptând sau, sau permițând astfel de judecăți și le vom vedea în emisiunile viitoare, în același timp... Dumnezeu l-a judecat pe propriul lui fiu, deci a îngăduit să moară în chinuri cumplite, tocmai uh, sublinind gravitatea stării de păcătoșenie a omului. Mai avem 3-4 minute, te-aș ruga să îți faci timp și să privești pe telespectator, să le spui ce au de făcut să scape de mânia viitoare. Ai spus deja, posibil să mai vii cu noi indicii și în mod concret, mai ales ce e de făcut. Teoretic, teologic, s că am spus. Dar cum anume să procedeze? Dacă sunt fidel Sfintelor Scripturi și nu pot decât să fiu fidel acestei cărți fundamentale care este Biblia, aș spune folosindu-mă de cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Roman capitolul 10 credința vine prin auz și auzirea prin cuvintele lui Hristos ceea ce trebuie să știm noi care ascultăm aceste misiuni, care frecventăm o biserică, care ne pretindem că suntem creștini, este că nu putem avea o credință adevărată și valabilă dacă ea nu se sprijinește pe cuvintele Sfintelor Cărții lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Ea mă cheamă și îmi spune că singura modalitate, singura cale, singurul mijloc prin care pot să fiu mântuit este jerfa Mântuitorului Hristos pe calvar a mielului lui Dumnezeu. Nimeni a spus Mântuitorul Hristos nu vine la Tatăl decât prin mine. El este calea, adevărul și viața. Odată ce ne-am întors la Dumnezeu și am devenit copii lui Dumnezeu și aș spune folosindu-mă de Ioan capitolul 15, prietenii lui Hristos, ceea ce este specific acestei relații este intimitatea dintre Dumnezeu de acum și cel mântuit, care înseamnă și comunicarea voii lui. Adică zice Mântuitorul Hristos, nu vă mai numesc rob, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut de cunoscut tot ce am auzit la tatăl meu. Este firesc, deci normal și biblic să considerăm că un om devenit credincios cu adevărat începe să se împărtășească din gândurile lui Dumnezeu, din intențiile lui Dumnezeu și ia act de planurile lui Dumnezeu cu privire la el, deci la cel credincios, și cu privire la lume, la creație și la destinul acestei creații. Și lucrul acesta este un mare privilegiu. Când va veni Duhul Sfânt al Hristos, vă va descoperi, printre altele, și lucrurile viitoare. Așa, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum spuneam, oarecum va anticipând mai devreme, un mare har, dincolo de această comunicare a voii lui Dumnezeu, este faptul că fiind noi așezați într-o stare de har, Roman capitolul 5, avem pe cineva la Dumnezeu, avem omul Iisus Hristos care garantează pentru noi că Dumnezeu își va împlini față de noi, față de cei credincioși, față de poporul său, promisiunile pe care ni le-a făcut. Vorbind despre această speranță, Pavel încheia capitolul 6 din Epistola către evrei, aproximativ cu cuvintele. Nădejdea aceasta este o nădejde tare și neclintită, pe care o avem ca o ancora sufletului și care pătrunde dincolo de perdea din lăuntru, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. La aceasta ne cheamă Dumnezeu să credem în Hristos pentru iertarea noastră, apoi în bunăvoința lui El le descopere gândurile lui, și în același timp ne garantează că într-o zi vom beneficia de toate aceste făgăduințe și acest plan, datorită sacrificiului și statutului de mijlocitor a Fiului său, Isus Hristos, prin care aducem glorie lui Dumnezeu. La încheierea capitolului 6 din Apocalipsa, împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robi, toți oamenii liberi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților, zicând acestora cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Iar în psalmul 130, Autorul acestui psalm spune, din fundul adâncului te chem, Doamne, Doamne, ascultăm glasul, să-i aminte urechile tare la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Iarăși aceea problemă. Cum poți să stai în picioare înaintea unui Dumnezeu Sfânt? Dar la tine este iertare ca să fii de temut ca să putem să facem față evenimentelor care vor veni și judecății divine, trebuie să avem provizia aceasta a iertării. În Hristos ni s-a descoperit o mântuire care constă în principal în iertarea păcatelor Fie să cunoaștem această mântuire și fiind asigurați de iertarea lui Dumnezeu în condițiile amintite și înainte, prin credință și pocăință, prin cercetarea Sfintelor Scripturi, nu vom fi afectați de judecata punitivă a lui Dumnezeu, doar vom avea parte de o judecată de răsplătire pentru evaluarea a ceea ce am făcut pe acest pământ. Mulțumesc, Aria, pentru această emisiune. În emisiunea viitoare vom intra în descrierea trâmbițelor a mesajului, trâmbițelor și a ceea ce urmează să se petreacă nu peste multă vreme. Într-un sens sunt și procese, dar în alt sens ele vor fi niște evenimente viitoare mult accentuate. Vom vedea mai exact în emisiunea viitoare. Să-l cunoaștem pe el, inclusiv să-l cunoaștem ca miel care a fost judecat în locul nostru. Nu degeaba, peste tot unde se aplică judecățile, se arată că mielul împlinește acele judecăți. Tocmai ca să ne amintească că acest judecător, el însuși, a fost judecat pentru noi, dar dacă nu acceptăm jertfa înlocuitoare, vom avea parte noi înșine de pedeapsa împotriva păcatului. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Amin.